Bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă ediție a Ecuației Frumuseții. Ca în fiecare ediție, m-am propus și de această dată să descoper alături de dumneavoastră un nou exemplu de frumusețe. Trăim această viață ajungând să ne confundăm cu sentimentele și gândurile pe care le avem. Tocmai de aceea, astăzi, alături de mine, am un învățător spiritual cu o perspectivă și o înțelegere cu totul unice despre viață, despre transformarea umană, despre tot ceea ce există în jurul nostru. Numele lui este Rune Heivang. El continuă o linie a unor învățători spirituali din munții Anzi, din Peru. Originar din Norvegia, Rune Heivang se află pentru a doua oară la Brașov. Avem onoarea de a-l avea printre noi la diverse evenimente și workshop-uri. Pentru a obține mai multe detalii referitoare la evenimentele lui Rune Heivang, sunteți invitați pe pagina lui de Facebook și nu numai, veți găsi chiar și pe YouTube foarte multe filmulețe introductive despre învățătura lui Rune Heivang. El este un om foarte modest, este un om care se consideră foarte simplu. Cu toate acestea, veți observa în el o complexitate și totodată o inocență care vă vor atrage. Alături de mine astăzi l-am pe Rune Heivang, căruia vreau să-i mulțumesc pentru prezență. Bine ai venit alături de noi, Rune. Thank you very much. It's very nice to be here. Mulțumesc foarte mult. E foarte plăcut să fiu aici. Onoarea este a mea să te afli aici alături de mine la TVS Brașov. Oh, it's an honor to be with you too. Thank you. E o onoare să fiu și eu cu tine. Mulțumesc. It's very nice to be here. E foarte plăcut să fiu aici. Ai venit la Brașov pentru a împărtăși învățătura ta românilor. Yes, I do. Da, așa fac. Cine este Rune Heivang și care sunt bazele învățăturii pe care tu o promovezi? Rune Heivang is just a name. Rune Heivang e doar un nume. And it's just a person that is talking. Și este doar o persoană care vorbește. And sharing a knowledge. Și care împărtășește o cunoaștere. And how people can find inner freedom. Despre felul în care oamenii pot să găsească liniștea, libertatea interioară. How they can find inner security. Cum pot să găsească siguranța interioară. And if they understand that they can find a place of inner security that's stable. Și dacă înțeleg că pot să găsească un loc de siguranță interioară care să fie stabil. This security can express itself as inner peace. Atunci această siguranță se poate manifesta ca liniște interioară. And of course outer peace. Și bineînțeles liniște exterioară. And that's where you can be happy. Și ăsta este locul unde poți fi fericit. Feel love. Unde te poți simți iubit. And be free. Și poți să fii liber. For no reason at all. Fără niciun motiv. It's your true nature. Este adevărata ta natură. That's what we're sharing. Asta este ceea ce împărtășim. Cum a ajuns Rune Heivang să trăiască această bucurie? Este un proces de o zi, proces de o viață? I don't know if it takes many lives. Nu știu dacă ia multe vieți. But many people that goes into this life. Însă mulți oameni care sunt în această viață. Meet some obstacles on the journey. Întâlnesc pe parcursul călătoriei obstacole. And I've been happy to meet many. Și eu am fost fericit să întâlnesc multe. And I asked, how can I get rid of this obstacle? Și m-am întrebat cum pot să scap de acest obstacol. Or what you can call problems. Sau ceea ce pot să numești probleme. But the more I looked, însă cu cât am căutat mai mult, the problem stayed. Cu atât problema sau problemele au rămas. And that took me out on a journey. Și asta este ceea ce m-a startat în călătorie. To find the place where I was whole and complete. Ca să găsesc locul în care sunt complet și întreg. It's like a healing journey. Este ca o călătorie de vindecare. Where I could be free. În care să pot fi liber. And I get more and more glimpses of it. Și am avut din ce în ce mai multe indicii despre asta.
Like when you're in a meditation. Ca atunci când ești într-o meditație. But the meditation goes away. Însă starea din meditație pleacă. So my question was, how can the meditation stay? Și atunci întrebarea mea a fost cum poate starea din meditație. Not like you have to sit like still. Nu că trebuie să stai nemișcat. But that you can live awake. Ci în așa fel încât să trăiești trez. Like when a child is playing. Ca atunci când se joacă un copil. I wanted to find back to that. Iar eu am vrut să găsesc drumul înapoi către asta. So that was took me on the journey. Asta este ceea ce m-a pornit în călătorie. To find out this. Să aflu asta. Mulți dintre noi ajung să se identifice cu drama pe care o trăiesc. Ajungem să nu mai avem sens fără dramă și fără obstacole. De aceea avem nevoie de oameni care, prin modul lor de viață, să ne demonstreze de ce avem nevoie să renunțăm la dramă și obstacole pentru a trăi în bucurie. Este învățătura ta legată de o anumită practică spirituală sau religioasă? You could say that we have spiritual practices. Ai putea să spui că avem niște practici spirituale? From different places from the world. Din diferite colțuri ale lumii. Put together with a certain information. Puse la un loc cu o anumită informație. All these practices are beautiful. Toate aceste practici sunt frumoase. And yes, we use them. Și da, le utilizăm. Not that the practice itself will set you free. Dar nu că aceste practici sunt cele care te-ar elibera. But the practice itself can let you understand that you're already free. Însă practicile te pot ajuta să înțelegi că ești deja liber. Then because these practices brings clear mind. Pentru că aceste practici îți aduc o minte clară. And from clear mind it's very simple to see what I'm talking about. Și dintr-o minte clară e foarte simplu să vezi despre ce vorbesc. From there you see the dramas. Iar de acolo vezi dramele. But the dramas can continue. Și dramele pot să continue. For a while, but you start to discover them. Pentru o vreme, însă tu începi să le descoperi. And you discover patterns. Și descoperi tipare. That things you do again and again. Adică lucruri pe care le faci din nou și din nou. And you start to see this. Și începi să vezi asta. And you get these extra moments to see this. Și ai aceste clipe de răgaz în care vezi asta. And then it changes. Și apoi lucrurile se schimbă. Because you don't believe in them anymore. Pentru că nu mai crezi în ele. Care este pentru tine, Rune, cea mai scurtă cale de a trăi bucuria, to live the joy, în viața de zi cu zi? The shortest way towards living in joy. The shortest way to live in joy. Cea mai scurtă cale pentru a trăi în bucurie. You could say do something fun. Ai putea să spui că e să faci ceva distractiv. But to do something fun does not last. Însă, chiar dacă faci ceva distractiv, nu. So you want to be happy before you do the fun. Deci vrei să fii fericit și înainte de partea de distracție. And after you do the fun. Și după partea de distracție. So when you start to see that. Și când începi să vezi asta. The fastest way is to find out. Cea mai rapidă cale este să afli. Your true nature. Să-ți afli adevărata natură. To discover the essence of who you are. Să descoperi esența a cine ești. And from there let life blossom. Și de acolo să lași viața să înflorească. Then you start more and more to appreciate. Apoi încep din ce în ce mai mult să apreciezi. Just drinking a glass of water. Faptul că bei un pahar cu apă. Not that oh I'm so happy drinking the water. Nu că trebuie să spui vai ce fericit sunt că beau un pahar cu apă. But when you're present in what you're doing. Însă atunci când ești prezent în ceea ce faci. You're actually happy all the time. Ești de fapt fericit tot timpul. But there's no one there who needs to be happy. Însă nu mai e cineva, o persoană acolo care are nevoie să fie. So yes, to discover who you are and the essence. Deci da, să descoperi cine ești și esența. Is the fastest way. Asta este cea mai rapidă cale. That's a knowledge. Asta este o cunoaștere. That you go through and find out. Prin care treci și afli. And then it can stay. Și apoi asta poate rămâne. Dar care mai este farmecul vieții pe pământ, dacă nu chiar trăirea contrastului? Bine, rău, frumos, urât, adormit, treaz. So the beauty is,
frumusețea este? It's like some people think that when you have presence. Așa. Faptul că oamenii unii cred că atunci când ești prezent. It can be like it's flat. Poate să pară ca o stare plată. Everything is the same. Și că totul este la fel. But what you see is like a palette. Însă ceea ce vezi este ca o paletă. Like you can still experience the full range of human emotions. Poți în continuare să experimentezi întreaga gamă de emoții umane. And the differences. Și diferențele. And the changes. Și schimbările. Without fear. Fără frică. Of course, it's natural to have fear if bineînțeles, e firesc să-ți fie frică. Something is dangerous. E ceva periculos. That's intelligent fear. Este o frică inteligentă. But you can discover the palette. Însă poți să descoperi paleta. Without being afraid. Fără să-ți fie frică. Of the feelings. De ceea ce simți. So you can more and more discover. Deci poți să descoperi din ce în ce mai mult. The beauty of the different qualities. Frumusețea diferitelor calități. In this life, din această viață, knowing you're okay, știind că ești în regulă, so it becomes more beautiful, deci devine și mai frumos, more life, e mai multă viață, everything becomes more alive, totul devine mult mai viu, perfect, perfect. It's perfect that it's not perfect, și este perfect faptul că nu este perfect. So it opens up and it's imperfect and becomes perfect and it changes all deci the time. Se deschide și este perfect și apoi imperfect, se schimbă tot timpul. So you can appreciate the changes. Și poți să apreciezi schimbările. Deci singura diferență ar fi faptul că ai puterea de a trece prin toate fără a judeca, analiza, deci ca un simplu observator. Yes, that's right. Da, exact. But still you can analyze and observe and și totuși poți să continui să analizezi și să observi și să gândești. It's not that, but it's also yes, you don't think too much. Nu e asta, însă de asemenea nu mai gândești așa de mult. About different things. Nu te mai gândești la diferite lucruri. Because most thinking takes you out of the present moment. Pentru că în cea mai mare parte gândirea te scoate afară din momentul prezent. But thinking is not in the way of the present moment. Însă gândirea nu este în calea momentului prezent. When you know that you are the observer. Atunci când știi că tu ești observatorul. And you know that there's no one there to observe. Și mai știi și că nu e nimeni acolo care să observe. It just happens. Totul doar se întâmplă. But in stages you just say I'm the observer now. Dar într-o anumită etapă spui acum sunt observator. And through that you discover the true observer. Și prin asta descoperi adevăratul observator. A witness to life. Care este martorul vieții. And when that happens, și când se întâmplă asta, you can more and more accept life. Poți să accepți viața din ce în ce mai mult. And if you talk about what some people call enlightenment, și dacă vorbești despre ceea ce unii numesc iluminare, you could say it's very simple. Ai putea spune că e foarte simplu. Can you accept life? Poți să accepți viața. And life happens to you, or life happens. Și viața ți se întâmplă ție sau ție viața se întâmplă. Good and bad, good or bad. Cu bine sau cu rău. Hard or light. Greu sau ușor. You're sad or happy. Ești trist sau fericit. Can you accept it? Poți să accepți asta. And if you can accept it. Și dacă poți. You're happy. Ești fericit. If not. Și dacă nu. You can be stressed. Poți să fii stresat. So we, what I sharing. Deci ceea ce împărtășesc eu. Is an explanation to see that you can be happy no matter what. Este o explicație prin care să vezi că poți să fii fericit indiferent ce se întâmplă. But of course it's also allowed to be sad. Însă bineînțeles este de asemenea permis să fii trist. And other emotions. Și să ai alte tipuri de emoții. It's also accepted. Și ele sunt de asemenea acceptate. But if it's accepted in a natural way. Dar doar dacă sunt acceptate într-un mod firesc. Life becomes natural. Atunci și viața devine firească. Not perfect. Nu perfect. Natural. Firească, naturală. Care este rolul minții în învățătura ta despre adevăr? The role of the mind is very important.
Rolul minții este foarte important. Some people say you need to kill the mind. Unii spun că e nevoie să omori mintea. It's a little different. Este puțin diferit. You need the mind. Ai nevoie de minte. To discover who you are. Ca să descoperi cine ești. So when we can bring come to a clear mind. Deci când putem să ajungem să avem o minte clară. No one has a problem with the mind. Nimeni nu mai are o problemă cu mintea. It's when we have this feeling of that is unclear. Este ca atunci când avem acest sentiment de neclaritate. That we have a problem with the mind. Atunci avem o problemă cu mintea. And the mind sends signals to the body. Pentru că mintea trimite semnale în corp. We have a problem. Și atunci avem o problemă. And then we say I have a problem. Și spunem, am o problemă. And then I ask, is it true? Iar eu întreb, e adevărat? Is it really true? Este chiar adevărat? And then we can start to discover. Și apoi putem începe să descoperim. Ways. Moduri. To come back to clear mind. De întoarcere către o minte clară. And see the truth about our experience. Și să vedem adevărul despre experiențele noastre. As humans. Ca oameni. Ca și învățător spiritual, crezi că ne alegem să trăim această viață pe pământ? That's a big question. Asta e o întrebare mare. So it depends on who you think you are. Depinde de cine crezi tu că ești. So many people say I was making this choice. Mulți spun am făcut această alegere. To go to planet Earth. Să merg pe planeta Pământ. To learn a lesson. As an example. Învăț o lecție, ca un exemplu. And my question is, what is that lesson? Și întrebarea mea este, care este lecția? What do you need to learn? Ce ai nevoie să înveți? So let's say as an example. Deci hai să dăm un exemplu. I don't care if you believe in past lives or not. Nu pasă dacă crezi sau nu în vieții anterioare. It's just an example. E doar un exemplu. Let's say you lived 10,000 lives. Să spunem că ai trăit 10,000 de vieți. And you had a lot of lessons. Și ai avut o mulțime de lecții. How many do you need? Câte? Ai nevoie. So you probably done everything. Probabil că ai făcut deja totul. So you learn this lesson. Deci ai învățat această lecție. And you make these choices. Și ai făcut aceste alegeri. And you made a choice to come to planet Earth to learn. Și ai făcut alegerea să vii pe planeta Pământ. And my question is. Și întrebarea mea este. To do the action to go to planet Earth. Ca să faci acțional să te duci pe pământ. Someone needs to give you the idea. Este nevoie ca cineva să-ți dea ideea. Or it has to come from some place. Sau este nevoie să vină dintr-un loc. From an experience. Dintr-o experiență. As a thought. Ca un gând. And my question is. Și întrebarea mea este. Where does the thought come from? De unde vine gândul? And you say me. Și tu spui de la mine. Or you could say it's me. Sau ai putea să spui eu de la mine. And the question is, where does your body come from? Iar întrebarea următoare este de unde vine corpul? Did you create it? Tu l-ai creat? Where does this planet come from? De unde vine planeta asta? Where does the stars come from? De unde vin stelele? Do you create your thoughts? Tu îți creezi propriile tale gânduri? Who are you? Cine ești tu? And you say you're looking at me. Și tu spui că te uiți la mine. And I ask you which molecule is looking at me. Și eu te întreb care moleculă se uită la mine. Where is the one who's looking? Unde este cel care privește? Where is the one who's thinking? Unde este cel care gândește? And you start to see that maybe you don't create your own thoughts. Și încep să vezi că poate nu ești tu cel care își creează gândurile. You discover them. Tu doar le descoperi. Then the question is. Și apoi întrebarea este. Who went to planet Earth? Cine s-a dus pe planeta Pământ? To learn a lesson. Ca să învețe o lecție. And how many do you need? Și câte lecții ai nevoie? And when are you going to stop doing this? Și când o să încetezi să faci asta? And stop listening. Și o să încetezi să asculți. To these thoughts. Toate aceste gânduri. That says you're not there. Care îți spun că nu ești acolo. So I say stop and see. Iar eu îți spun oprește-te. Where does the thought come from? De unde vine gândul? Who is thinking? Cine gândește? And a voice inside our heads goes, it's me, of course. Și vocea din capul tău zice, eu, bineînțeles. That is thinking. Asta este gândirea. Making these choices.
gândirea care face acest lucru. But this voice in the head. Însă vocea asta din cap. It's a thought too. E și ea un gând. And you are not a thought. Și tu nu ești un gând. You are the one who is discovering these thoughts. Tu ești cel care descoperă aceste gânduri. So now the question is, who are you? Și acum întrebarea este cine ești tu? What are we doing here? Și ce facem aici? Where are we going? Unde mergem? What's the meaning? Care este sensul? And I say, stay there. Iar eu îți spun, stop. Rămâi acolo. And we can see. Și ai să poți să vezi. And you can stop the circle of life, death, life, death. Și oprești ciclul viață, moarte, viață, moarte. And free yourself from karma. Și te eliberezi de karma. Ai devenit învățător spiritual destul de tânăr. Ai urmărit să devii învățător spiritual sau pur și simplu ți s-a întâmplat? It just happened. Doar s-a întâmplat. I had never any dreams about being a spiritual teacher. N-am avut niciodată niciun vis de a deveni învățător spiritual. I had many great experiences. Însă am avut multe experiențe mari. And deep knowledge. Și o cunoaștere profundă. That made me happy. Care m-au făcut fericit. Happy is a word that it can be inner peace, it can be silence, it can be everything. Fericit este un cuvânt care poate să semnifice liniște interioară, siguranță, poate fi orice. Like pure love. Cum ar fi iubire pură. And it was a strong wish to share it. Și a existat o dorință foarte puternică să împărtășesc. Not to be a spiritual teacher or anything like that. Nu să fiu un învățător spiritual sau ceva de genul ăsta. But to share the greatest gift there is. Ci să împărtășesc cel mai mare dar care există. Din punctul în care ai trăit în iubire pură, care este rolul pe care relațiile cu ceilalți oameni îl mai joacă în viața ta? It's still playing or is played. Joacă încă un rol relațiile. As you see the relationship as a place to wake up. Însă văd relațiile, privesc relațiile ca pe un loc în care să te trezești. Together with another person or persons. Împreună cu o altă persoană sau alte persoane. It can be ordinary. Poate să fie ceva obișnuit. And still, the person you're together with. Și totuși persoana cu care ești împreună. Is the person that is so close to you. Este persoana care este atât de apropiată de tine. That can show you. Că poate să-ți arate. The places. Locurile. That takes you away from the present moment. Care te fac să ieși din momentul prezent. So you and the partner, for example. Și tu și partenerul, de exemplu. Can live in a very conscious way. Puteți trăi într-un mod foarte conștient. It can be unconscious, but it becomes conscious. Poate să fie și inconștient, dar apoi devine conștient. Because you have a way to see this relationship. Pentru că ai un fel de a vedea aceste relații. It's a place to wake up. Și vezi că acesta este un loc în care te poți trezi. And that's the purpose. Și asta este scopul. And that can sound very strange. Și asta poate să sune foarte ciudat. Where's the romance? Where's this? Where's that? Unde este romantismul? Unde e asta? Unde e ailaltă? When is the place to wake up? Dar este un loc în care să te trezești. It can become silence and inner peace in that relationship. În acea relație poate să se aștearnă tăcerea și liniștea interioară. A ground harmony. O armonie fundamentală. Where is safe to be. În care te simți în siguranță să fii. Where it's safe to be you. Și ești în siguranță să fii tu însăți. With all your parts. Cu toate părțile tale. That is not complete. Care nu sunt complete. Because you're never complete. Pentru că nu ești niciodată complet. So it's okay to be not that good in everything. Deci este în regulă să nu fii chiar așa de bun în toate. So you can be you in a natural way. Și atunci poți să fii tu însăți într-un mod firesc. And if it's conflict. Iar dacă există conflict. You can see this conflict from a different place. Poți să vezi acest conflict dintr-un alt loc. And understand. Și poți să înțelegi the deeper structure of mind. Structura mai profundă a minții. And then you can be seen and see the other without judging. Și apoi poți să fii văzut și să-l vezi pe celălalt fără să judeci. But with understanding. Însă cu înțelegere. And that could be a beautiful relationship. Și asta poate să fie o relație minunată.
Avem asemenea cupluri în jurul nostru? Couples. On this planet, you mean? Yes. Yes, you have. Da, avem. I don't think you have so many. Nu cred că avem așa de multe. But you have. Dar da, sunt. People who want to take this see these relationships as something sacred. Oameni care vor să privească aceste relații ca pe ceva. And maybe understand the deeper mechanism of being in a relationship. Și poate să înțeleagă mecanismele mai profunde legate de parteneriate, de atât. And some people choose to do the work in that relationship. Și unii aleg să facă munca în acea relație. And they stay in that relationship. Și stau în relația respectivă. So yes, deci, I think so. Așa cred. But it could be more. Dar ar putea fi mai multe. Cu mult timp în urmă, Runa a inițiat o călătorie prin întreaga lume ca să devină maestru vindecător, să studieze medicina energetică, vindecarea fizică și psihică, psihologia și creierul uman în profunzime, ca și originile conștiinței. A călătorit în inima munților Anzi ca să studieze împreună cu urmași ai poporului Incași, cei din urmă care au trăit izolați în ultimii 500 de ani. Se spune că anumite locuri din munții Anzi sunt la fel de faimoase în privința vindecărilor, precum este Oxford în privința cunoștințelor despre lumea materială. După această experiență, Rune a cunoscut nenumărați alți maeștri din întreaga lume. Apoi a pus la oaltă, într-un sistem propriu, metodele pe care le-a învățat, astfel încât oricine dorește să-i urmeze calea să poată experimenta ceea ce el numește conștiința supremă. Învățăturile și înțelepciunea lui au rădăcini în toate colțurile planetei. Peru și munții Anzi, Tibet, India, Norvegia, Noua Zeelandă, Hawaii, America de Nord, Egipt și Univers. Acest sistem a luat naștere ca urmare a faptului că Rune a căutat cele mai bune metode de vindecare care să poată ajuta cât mai mulți oameni. El a înțeles că oamenii care veneau la el trebuiau să aibă o înțelegere profundă a propriului sine și a ceea ce erau, înainte să poată fi capabil să dobândească înțelegerea completă.